Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Începem în curând o nouă săptămână și am să fac o citire intuitivă în zațul de cafea și în cărți obișnuite pentru această nouă săptămână. Am să încep întâi cu zațul de cafea. Am pregătit aici o ceașcă. Wow, ce interesantă o săptămână va fi. O să vorbesc mai încolo pentru zațul care s-a format în farfuriuță, dar întâi și întâi am să vorbesc despre cafea. Mai se plânge, mai plouă, văd că mai sunt niște lacrimi. Ați dat afară niște lacrimi și mai aveți încă niște lacrimi. Pe casă văd că apare o credință sau aveți pe cineva de sărbătorit cum aici cu G. Văd că aveți aici niște evenimente, o dragoste, o inimă, vă vin musafiri sau vă duceți voi pe undeva la cineva de sărbătorit. Veți avea o mare revelație, un mare noroc. Vă vine totuși un ajutor, o salvare de la cineva printr-o credință. Se face, văd că puteți să vă și împăcați sau vă duceți la niște evenimente importante în curând. Se produc niște miracole, niște schimbări în aceste zile. Văd că o greutate o dați, văd că aveți și un S aici, pe lângă voi, foarte aproape, un C, sau poate că e legat și de muncă, un W, iar văd aici, sau cineva din zodia, văd aici un semn de vărsător, poate fi, sau mai poate fi cineva din semn de foc, semn de aer. Balanță chiar, aveți poate ceva și de rezolvat pe o balanță, cu o balanță sau legat de justiție, de un divorț. Aici văd că vă întâlniți să clarificați ceva legat de un dar, poate pentru un divorț cu cineva, iar alții poate chiar să vă împăcați, e chiar pe lângă casă. Alții vă întâlniți poate să clarificați ceva legat de o hotărâre care o aveți voi de luat pentru o schimbare, că e de servici, că e pentru o dorință, văd că foarte are poate legătură și cu energia sau cu, mă rog, cu ce aveți voi de rezolvat legat de casă, pe lângă casă. Că văd aici totuși această fulger care îmi vorbește mie de energie, de imaginea acestui simbol energetic, dar poate să fie și legat de o chestiune care ține, poate legat de ceva care se întâmplă pe neașteptate cu vremea, spre exemplu, sau e o clarificare aici. Pentru unii poate fi și că vă îndrăgostiți fulgerător voi de cineva. Aici apare o dragoste fulgerătoare. La unii de aceea sunteți voi îmbrățișați sau, mă rog, apare o îmbrățișare, pare o întâlnire intimă între două persoane sau o clarificare care o faceți voi cu cineva cu care stați foarte aproape de vorbă. Vă duceți la niște evenimente, aveți niște daruri și în afara de casei de dat și de luat, văd că în niște etape, orică aveți de clarificat ceva. Văd că văd ceva legat și de totuși aveți nevoie de o salvare sau cineva care trebuie să, parcă să zici că cineva să urcă pe scară la etaj la cineva. Să nu fie, Doamne ferește, ceva, un incendiu ceva și să fie nevoie de vreo scară din asta lungă care să ajungă la blocul respectiv, undeva până afară casei, mai dar destul de aproape de voi, prin zona voastră, cumva. Un noroc pe casă și o cruce pe casă, deci este foarte clar, și o inimă pe casă. Deci, ori voi sunteți într-o dragoste puternică, dar uite ce aveți voi aici, ce trei frumos aveți. Pe data de trei aveți ceva, și doi și azi, dar și pe trei văd că se produc niște reușite, văd că vin aici niște reușite. 3, 5, 8, 18, 28, 5, 15, 25, 4, 14, 24. Foarte interesant aveți. Deci, deja parcă stabiliți. E ca și cum deja vă stabiliți ce faceți de acum încolo, fiecare zi. Dar veți avea și niște întâlniri foarte importante cu noroc în afara casei. Deci, vă duceți pe undeva unde sunt, parcă zici că sunt niște chestii aeriene, așa zici, nu știu, constelații, baloane, ce-or fi ele. Aici, pe lângă, parcă zici că se adunate ca niște constelații, așa pe aici, dacă le vedeți voi, dar sunt poate și niște evenimente care sunt culturale, artistice, creative, la nivel de societate, la nivel de. Dar aici parcă zici că este și o dita mai crucea, un dita mai îngerul, aici cu aripile desfăcute, deci îngerul, un înger, adică o persoană foarte credincioasă, o persoană foarte bună cu care voi veți avea de-a face, o vindecare ceva, se produce ceva la nivel de societate, să știți aici, pot pentru că și începe acest an universitar, din punct de vedere al studenților, al studiilor, văd că aveți succes aici, să luați niște examene sau să vă, parcă de aceea poate fi aici aceste alinieri ca și cum sunt în bănci, se stă în bănci într-un
Într-o aulă universitară aici pot fi chestii care țin, dar văd că cu mare noroc, deci vă vin niște idei, niște soluții, avem niște revelații, cunoștințe noi. Deci posibil unii dintre voi să aveți astfel de evenimente la care participați, sunteți cu copii sau, mă rog, aveți copii studenți, spre exemplu, sau voi vreți să mai studiați sau voi sunteți cei care îi pregătiți pe alții, lucrați pentru universitate, etc. Deci, cumva văd aici, sau e vorba de legat de afaceri aici, cumva e o legătură, că văd că se conex, niște conexiuni aici care sunt între aceste evenimente, care pot fi pe mai multe planuri, foarte, foarte frumos, să știți, în această săptămână. Deci, și mare dar, dar sunt într-adevăr, apele pot avea niște probleme, văd că se dă de colo-colo apele. Deci, cumva, vin și cu darul și cu ajutor și soluții, dar și cu o problemă, dar uite că se naște un noroc. Deci dacă ce noroc se naște aici, Da, nu toată lumea poate, de aceea și trebuie această credință. Văd că e o mare credință aici undeva în casă, pe lângă casa voastră, unde vă duceți voi, orică vă vine în casă un preot foarte credincios, orică vă duceți voi undeva la o biserică sau aveți voi credința în casă, adică sunteți foarte, foarte credincioși. Dar e posibil la unii dintre voi să fie și pentru că treceți printr-un doliu, o dorință, o durere și asta vă apropie și mai mult de credință, pentru că e ca și cum e mai o speranță care o mai ai. Orică e cineva bolnav, orică ai trecut deja prin acest doliu, sau e vorba de ceva prin care treci o greutate. Dar o depășești, adică văd că vine soluție. În această săptămână să știți că participați sau aflați de nunți, de nuntă, nunta cuiva, chiar invitație să fii tu, poate nașă, sau invitat, mă rog, soră de mireasă, frate de genere, sau are cineva din familie, că-l văd și aici pe casă, dar o văd aici, în afara casei, acest alai, la care te duci. Un mare noroc, deci vine ca, are legătură poate și cu alte state sau legat de joburi, de muncă, ceva, îți vine vreo idee, vreo soluție, vin daruri, ceva, crezi niște venituri, vin niște soluții care pot veni și la nivel de uniune, văd aici un S, un U, sau au legătură cu niște litere care poate fi pentru voi, pot fi pentru voi importante, văd un B, C, văd aici G, M, L, P. Un semn de întrebare pe care ți-l pui, cineva poate spune, te întreabă ceva și tu te și miri de întrebarea respectivă, dar ai o revelație, te conștientizează cu ceva, văd că ai o soluție sau poate veni o întrebare, aici s-ar putea la unul dintre voi să fie această întrebare care o ai și pe casă de divorț și te întâlnești în afara casei din nou, că văd e a doua oară, în care te întreabă chiar vrei să te desparți, chiar nu vrei să ne mai mergem mai departe împreună, poate să fie o astfel de întrebare, sau la alții poate să fie că te întreabă ce crezi tu despre un anumit lucru pe care tu trebuie să iei o hotărâre aici, te văd într-o hotărâre, că ții în cap o hotărâre, poate avea legătură și cu banii, dar poate avea legătură și cu e ceva, un noroc, dar știți cum e, orice decizie ai lua, aș putea să spun și tot îți bine îți merge, tot ceva bine aduce. Că tu deja ai hotărârea, de fapt, adică tu hotărârea deja ai luat-o. Ai, de fapt, mai multe hotărâri tu, dar poate nu privește persoana respectivă, ci te privește pe tine și pe altcineva. Cumva văd că tu ai o decizie, ai două decizii pe care ambele decizii care le iei parcă îți aduc un noroc, parcă îți aduc niște schimbări în această săptămână. Te duci la evenimente culturale, artistice, creative, deci uite cât ai chitară aici, cât ai pomul de abundență, orică te duci la niște evenimente care țin și de societate, cum ar veni, nu știu, o zi, o aniversare, ceva, e nunta asta, petrecere, că aici parcă sunt toate așa, parcă zici că sunt conectate, deci are legătură și cu străinătatea la unii, vor că îți vii musafir din străinătate, te întâlnești cu persoane din străinătate, ori chiar tu pleci, că ești în afara casei, e a doua casă, ești undeva în altă parte, unde acolo pot veni niște reușite pentru tine, te duci la niște evenimente. E o săptămână foarte puternic pozitivă și stelele se aliniază parcă să se mai schimbe ceva. Dar, într-adevăr, poate veni ceva legat de apă, iară o problemă, iar o chestiune de clarificat. E aici, deci, eu sper să nu se întâmple nimic. V-am mai spus-o cu apele, v-am mai văzut, eu am avut acel vis cu ceva timp în urmă, dar sper să nu fie nimic de rău.
Sper să se treacă cu bine, să rezolve cu bine, dar pot fi într-adevăr că văd că se produc niște frici puternice sau chiar o pagubă destul de mare, o dușmănie, să zic așa, care se și creează o dușmănie sau e din cauza acestei dușmănii această frică, să zic așa, dar peste care se poate trece cu credință sau, mă rog, cu o gândire pozitivă, că văd că pe casă, totuși, în casă, deci se pot produce niște miracole. Și uite, una, două, trei, de trei ori în această săptămână, chiar de patru ori. Deci, de ce de patru ori? Aș putea să spun că în fiecare zi ai ocazia, chiar dacă te stresează ceva, că văd că mai ți apare în cale cât un drăgușor, așa, cu cornițe, cât o cățeluș care te mai latră, te mai urmărește, te mai hățăne, te mai enervează, te stresează, dar parcă li se întâmplă ceva, se dau la fund. Sper să cumva această greutate, aceste persoane care poate sunt răutăcioase, rele sau, mă rog, agresive, inconștiente de răul care îl fac, cumva le va speria ceva. Cumva le va speria ceva. Sau pe inima ta să nu treci tu printr-o spaimă puternică, printr-o frică ceva mare, totuși care te face să plângi, dar după aceea vine o schimbare, vine o revelație. Văd că te întâlnești cu niște persoane în afara casei bune pentru tine, te așteaptă cineva undeva, ești invitat undeva, primești o invitație undeva. Poate să te duci undeva să sărbătorești pe cineva în această săptămână. Ai de luat o hotărâre, ai mai multe invitații de fapt. Ele pot veni și pentru săptămâna asta și pentru toată, deci toată săptămâna cumva ești foarte ocupat sau îți vin una după alta așa niște probleme de rezolvat, adică n-aș putea să spun probleme de rezolvat, că deja mai degrabă vin soluțiile pentru niște probleme care poate le ai deja și găsești soluțiile. Și ai multă treabă, e foarte stresant, aglomerat această săptămână, drumuri aglomerate, dar cu reușite, iar uite, 3, 13, 23 fixări de discuții, întâlniri sau ore, 8, 18, 28, o literă de R, 4, 14, 24, totuși aici o ceartă care poate apărea cu cineva pe data de 4, 14, 24, poate aici, sper să nu fie, ai niște întâlniri fixate sau le vei fixa în aceste zile și o literă de D, iar un E foarte. Fie cineva care joacă la două capete. Sau să știți că veți mai afla de niște situații care se piaptănă pe mai multe planuri. Deci se produce, cum să zic, pe de jos în sus, sub formă de cruce, exact sub formă de cruce, dar e așa, ca un piaptăn. Deci crucile acestea, să zic, brațele crucii, sunt ca un piaptăn. Știți cum e? Ca și cum se triază. Această cruce care s-a format, ea e cumva acum câșpa, deci că se învârte ea cumva așa, ca o, nu știu cum să vă explic, ca o morișcă, în sus, în jos, în stânga, în dreapta, dar piaptănă. Sunt niște chestii ezoterice aici, sau nu știu cum să zic, sunt niște energii cumva care pun în mișcare niște forțe, niște energii, care piaptănă, 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 triază, 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 până când rămâne ce e esența. Binele, că văd aici această cruce, miracolul care vine prin credință. Ia uitați aici cât ai harta lumii desfășurată, ia uitați-vă aici cât ai norocul și aici la fel, cât ai cartea deschisă. Cartea vieții care este deschisă și este albă. Deci la începuturi, să zic așa, începutul vieții ai o carte albă deschisă pe care tu scrii ce vrei. Scrii tu de-a lungul vieții tale ce vrei și în fiecare zi îți apare o altă pagină pe care poți să scrii ceva. Important e ce scrii tu în prezent. Prea puțin contează ce ai scris în trecut. În trecut e doar experiențe, ca și cum e o materie. Ce ai trecutul tău e o materie prin care de acolo tu îți extragi niște concluzii, niște esențe. Cam asta văd eu în această săptămână, e o săptămână a cunoașterii, a trezirii. Dar într-adevăr veți afla și de cineva important care iar apare un doliu important. S-ar putea să apară un doliu important, o persoană importantă care are trece printr-un doliu, orică trece aceasta printr-un doliu, orică această persoană e importantă, ea pe undeva în societate, poate fi și de la servici și afli de un doliu, dar la unii poate să fie care legătură cu voi, prin preajma voastră, cumva, într-un fel sau altul. Da, deci din preajma voastră. Cam asta din ce văd aici. Deci, se mai poate plânge în această săptămână. Sper să nu se plângă, sper să poate să fie vorba puțin și de vreme, că e puțin cu vremea, poate mai plouă, că e toamnă. Și să nu creeze probleme, că văd că ar putea fi o săptămână foarte bogată, cu un dar mare de bani care poate veni, sau o situație care să-ți aducă bani, vești, inimă, totuși o inimă neagră aici, unii dintre voi poate că aveți vreo durere pe suflet sau, mă rog, o neînțelegere cu cineva, poate și legat de un copil aici, orică n-ai copil, orică cu un copil nu te înțelegi, ori e legat de suferința, legat de un copil, ceva
poate fi legat de sănătate sau legat de lipsa acestui copil în viața ta, nu știu ce să zic aici, că e... Oricât ești într-un divorț, într-un partaj și ești în această discuție cu partenerul că pentru cine ia copilul, că parcă zici că unul trage de o parte, unul trage de o parte, aici e cumva așa o situație, dar văd că ai și o șopârlă, deci ai persoane aici în preajmă, aproape de tine, un G, un S, mai văd aici, un M, un D, B, nu știu ce să zic, mai multe, un I, un V, un B din nou, A chiar, sau M, A, M. Persoane care, cum să zic, joacă la două capete, pe de-o parte, dar sunt cu șopârle, umblă cu șopârle, ca cum se zice, umblă cu minciuni, cu denaturări, cu șmecherie aici, e o șmecherie, e o falsă, e o gelozie, e o invidie, ai ceva pe lângă tine, pe aproape, în zona ta, în viața ta, că de aceea, dar ai totuși, te văd cât ai porumbelul, ai în sufletul tău, în această suferință tu ai totuși multă pace, ori ai conștiința curată și pe asta îți dă-ți pacea, liniștea, în ciuda tuturor acestor necazuri care ți le fac, tu știi că ai conștiința curată, că tu ai sufletul curat și te chinuiesc aceste persoane pentru că sunt ele niște persoane chinuite, au sufletul, să zic așa, negrit de răutate, de date răului, dar nu mai durează mult, să știți. Deci în această săptămână să limpezezi niște ape. Această mare suferință o veți trece. O veți trece poate chiar în această săptămână, orică se pronunță vreun divorț și în felul ăsta scap de această grijă, de această problemă. Orică te muți, că văd că e pe schimbare pe casă, ori, nu știu, ceva se întâmplă, se petrece o schimbare în această săptămână și cumva schimb locul, schimb norocul, schimb gândirea, vezi mai pozitiv, ceva schimb în viața ta în această săptămână. Să vedem și, pentru că vă duce și aici, e această inimă care s-a format, da, parcă s-a format o inimă cu ciuda tuturor lacrimilor, care parcă sunt pe mai multe colțuri, și din partea răutății cuiva care parcă zici că pe la colțuri te vorbește, sau cumva scureți energiile, poate că trebuie să spui la colțuri ceva, să purifici energiile colțurilor casei, cum ar veni, pe toate colțurile. Da, uite, să știți că e o săptămână foarte interesantă în care, uite câte credința, câte cruce a apărut aici, în care purifică niște frici, niște temere aici care văd că le cureți. Văd că se despart apele în două, reușești, ai un prieten, descoperi un prieten foarte bun, te ajută cineva. Într-adevăr că o să descoperi și persoane care sunt răutăcioase aici pe tine sau afli de niște dușmănii. Vor fi poate și aglomerații mari unde te duci și acolo pot apărea niște discuții, niște dispute, posibil și acest lucru, dar văd că se clarifică. Deci vor fi foarte, foarte multă energie pozitivă, de copii, de tineri, văd aici foarte multe persoane tinere, dar și îngeri, mă rog, persoane care sunt cu credință mare sau pure ele, bune la suflet, niște, o cunoștință, îți împlinești o mare dorință printr-o cunoștință nouă sau vine o dorință pe neașteptate care ți se îndeplinește, printr-un noroc neașteptat, printr-un dar neașteptat, poate veni chiar din străinătate, legat de străinătate. Legat de casă ceva, văd că sau de o călătorie pentru o casă, rezolv ceva. Și daruri, văd aici că ai o întâlnire cu o persoană dragă, deci care ai o relație de dragoste sau chiar în această săptămână hotărăști ceva pentru sufletul tău, pentru inima ta. Un dar mare iară, deci te duci undeva unde sunt niște evenimente legate de daruri, pot fi legate niște, mă rog, zile recolte, spre exemplu, unde sunt. Dar e posibil ca și vremea să mai strice pe undeva. Pot că de-a face și cu o persoană foarte, foarte mândră, foarte orgolioasă și, într-adevăr, posibil să afli de un doliu mai mare, ceva mai important. Cam asta e ce văd aici pentru cafea. Haideți să vedem și pentru cărți, ce spun cărțile. Pentru această săptămână, ce știți, ce nu știți, ce aveți în casă, în dragoste, surpriză pentru zodiile de foc. Am să încep cu zodiile de foc, berbecul leu săgetător, să vedem pentru zodiile de foc, berbecul leu săgetător, ce au în casă, în dragoste, la drum, surpriză, ce reușite veți avea. Vești, vă vine o veste, un telefon, aveți o întâlnire, poate care vă fixați cu o doamnă. Vă echilibrați niște energii, rezolvați ceva legat de sănătate.
pentru casă în casă. Poate că aveți o suferință, o durere, o neliniște sau cineva, o persoană într-un semn tot de foc ca și voi, cu care poate nu vă înțelegeți bine. Aici e între voi o greutate, poate fi legat de un dar, de un divorț, de niște vorbe, de o răutate sau pe sufletul vostru ceva, nu vă simțiți bine. Poate fi o teamă, poate fi o frică, poate fi o boală, o greutate care o aveți voi de o rezolvați. Pe dragoste, în dragoste, apare un copil, o veste de un copil sau o vindecare, o noutate, vă iubește cineva, vă gândește cineva. În drumurile voastre, da, în drumurile voastre s-ar putea să aflați de un dolu, de ceva sau o ceartă, o neînțelegere, aici văd cu cineva semn de apă, de semn de apă, cumva cu stres, cu enervare. În schimb, pe serviciu aveți o mare reușită, poate printr-o familie, printr-o moștenire, printr-un dar din străinătate care poate veni, pentru unii dintre voi o reușită din străinătate și surpriza reușită, evenimente. Deci aveți evenimente, ce aveți voi pe casă, în schimb și pe drumuri, poate fi cu neliniște, dar pe surpriză, pe evenimente și pe dragoste, pare de bine. Să vedem ce e pe casă, de ce vă supărați voi, vă stresați voi aici. Poate fi legat și de energie, poate fi legat și de vorbele cuiva, de boala cuiva. Poate unul dintre voi, să vedem despre, de un divorț ceva, să vedem ce e. Ce e pe... Da, pentru casă, în casă, aveți voi legat de un drum lung, vreo veste proastă de la drum lung sau cineva care e supărat, poate. Vine pe curând, dar se taie necazul. Și la drum, aici, într-adevăr, poate fi de boala cuiva. E posibil, pentru unii dintre voi, să aflați de boala cuiva care vă supără. Sau e vorba de o neînțelegere care o ai cu cineva, tot din semn de foc, dar se taie necazul. Cât sau de legat de vreo chestie care te supără pe tine pe suflet, dar până la urmă ți-o schimbi singur. Văd că îți găsești acea pace sufletească, acel yin și yang, echilibru de care ai nevoie. Haideți să vedem pentru semnele de foc, de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Vești care vin pentru casă în casă, ceva pe curând, vorbe bune, vreo dragoste care se naște, vreo atracție, să zic așa, ai un noroc, ceva care vine pe neașteptate. Pentru casă în casă, într-adevăr, ai reușit, ceva de la drum lung se întâmplă aici, o întâlnire, o împăcare, o clarificare, un tânăr te caută cineva, ai vreo nouă idee să pleci pe undeva și pe dragoste, într-adevăr, o mare reușită. Cu cineva din semnul de pământ, cu semn de apă, vă văd, cu mare reușită, cu moșteniri, cu o schimbare, cu ceva foarte frumos, un miracol. Deci și pe casă și în dragoste vă dai semnele de pământ că sunteți cu un semn de semnul de pământ cu semn de apă. Sunteți aici. Ori e vorba de o familie, ori e vorba de niște întâlniri pe care le aveți voi. În schimb și voi pe drumuri, în drumul, iară semn de apă. De aici mai văd și semn de foc, semn de aer. Ori e legat de boala cuiva, ori legat de un necaz, de o aglomerație, ceva aici, sau un eveniment, ceva, o neplăcere. Vine ceva neașteptat în drum, tot pe drum și la această variantă. Și la servici, la fel, vești bune, bucurii și voi când aveți cu mai multe persoane, cu niște evenimente, cu niște întâlniri. Și surpriza, în schimb, la voi poate fi legat de cineva mai tânăr sau e o veste aici care te surprinde puțin neplăcut, dar se aplanează printr-o prietenie, printr-o dragoste. Să vedem ce e cu acest drum, totuși, de ce apare această cumpănă și pe surprize. Vedem de ce. E o săptămână în care apar și niște neliniști, un stres, într-o aglomerație. Aici pot fi și legate de niște aglomerații, proteste sau ceva. Sper să nu se întâmple vreun necaz, vreo problemă. Că e în afara casei, nu, e pentru niște, se taie pe chef, e pentru un dar aici, aceste pe surpriză, lacrimile, dar se taie până la urmă cu un ajutor, cu un sprijin, sau e legat și de o naștere. Are legătură cu o haină de stat aici, pot fi cu niște vești, probleme, sau persoane care au probleme cu haina statului, pot fi și astfel de situații. Să aflați în afara casei de persoane care undeva într-o aglomerație au probleme cu haina de stat sau legate de sănătate. Haideți să vedem și pentru semnele de apă, rac, scorpion, pești, la ce se pot aștepta în această săptămână, la o veste de căsătorie, poate, semnele de apă, rac, scorpion, pești, sau ceva care rezolvați voi, poate legat de o chestie personală, pentru casă în casă, lume multă, voi aveți niște hotărâri, niște decizii de luat, niște întâlnire aici, pot fi și niște acte de rezolvat sau pe sănătate sau pentru alte afaceri.
niște întâlniri programate pentru casă în casă, mă rog, în preajma casei. În dragoste aici poate apărea o discuție, o ceartă, o nemulțumire pe sănătate, dar se rezolvă și asta pare că e ceva pe moment. În drumurile voastre, aglomerație cu dar cu reușită pentru voi, cu niște evenimente, aveți niște ceva de sărbătorit, aveți ceva de luat bani, evenimente. În schimb, pe servici voi puteți avea aici, într-adevăr, vreo neplăcere, vreo despărțire sau pe cineva bolnav, o greutate și surpriza, un miracol. O iubire, o declarație de dragoste, un cadou, ceva, o dorință care se împlinește. Dar să vedem ce aveți pe dragoste și pe servici, că voi semnele de apă păreți aici, cu niște certuri, discuții, cu neînțelegeri, cu o pagubă, ceva, sau aflați de vreun doliu, ceva. Bucurie în drumul, se taie necazul, deci pentru dragoste supărarea e trecătoare, se taie. Și într-adevăr, la servici poate fi legat și ceva de ori e vremea, ori e cineva bolnav, ori e o neînțelegere, o pagubă, ceva, acolo poate apărea o ceartă, un scandal, ceva legat de un proiect, de o afacere, ceva. Haideți să vedem și pentru semnele de aer, gemeni, în balanță, vărsător. Ce veți avea în această săptămână? Uite, acum văd un farfuriuț aici, câte felia de tort s-a format aici, zici că e un mare tort din care aveți și voi felia voastră. Parcă se grăbesc aici, sunteți voi și cu încă cineva foarte grăbit să mâncați în acest tort. Aici poate fi legat și de o căsătorie, de o nuntă, sau poate fi vorba și la nivel de societate, că fiecare va avea felia sa, cum se spune, de tort. De aici că sunt mai multe litere, întâlniri, aici pot fi și la nivel de Uniune, că parcă zici că sunt statele aliniate ale Uniunii, steagul Uniunii, cu literele care reprezintă aceste state, sau e vorba de o adunare în care sunteți voi, o petrecere, poate, în care fiecare își are felia sa de tort, cum e la tortul de la nuntă, spre exemplu, sau la un botez, sau la ceva, că aici e o petrecere cu noroc, totuși văd aici, cu un succes, o sărbătorire, ceva. Da, haideți să vedem și pentru semnul de aer, gemeni, în balanță, vărsător. E o săptămână interesantă. Vezi de un copil și la voi, sau o noutate de un proiect, de o școală, de ceva. E și săptămâna universitară, să zic așa, în care începe anul, un nou an universitar și probabil sunt și foarte multe evenimente, întâlniri culturale, artistice, educaționale, etc. Și pe casă în casă, într-adevăr, aveți poate o împăcare, o declarație de dragoste, o întâlnire sau un cuplu care vine pe la voi cu vorbe bune, vă invite pe undeva, aveți ceva de reușită. În dragoste, la fel, un chef, o petrecere, o sărbătoare, ceva de aniversat, un eveniment, poate fi și la nivel de societate, de copii sau, mă rog, de un partener. Faceți cunoștințe noi în drumurile voastre, la fel, petreceri, daruri, cadouri, întâlniri, copil, poate chiar iară sunteți invitați să fiți naș, nașă, nu știu, la vreun eveniment, primiți cadouri, vă duceți pe undeva, sunteți invitați pe undeva. În servici, la fel, foarte mari reușite, realizări de daruri, hotărâri oameni cu funcție, deci chiar aveți o felie importantă de tort și, pe surpriză, într-adevăr, puteți afla de un deces și voi. Aici văd un bărbat din semn de foc care pică cu un divorț sau cu o greutate, cu un necaz. Deci, la voi nu aveți lacrimi, la voi, practic, lacrimile se transformă în chef, în petrecere, aveți eveniment, dar, în schimb, pe surpriză la voi poate apărea un deces, un bărbat brunet mai în vârstă sau din semn de foc, poate fi un bărbat dintr-un semn de foc mai în vârstă care pică cu o cumpănă, un necaz, un doliu, o despărțire, veste de divorț, poate fi, are legătură cu un act sau la o zi mare, aici poate fi și la o zi mare. Vedem ce e cu acest bărbat. Are legătură cu o haină de stat sau e o veste din partea omului. Aici bărbat de apă, semn de apă, semn de foc, poate să și măsle cartea. Are legătură cu un drum. Poate fi, e vorba de o întâlnire, de o discuție, o neînțelegere poate cu cineva, un dezacord sau un divorț. Pot fi și legate de boala cuiva, de greutate, ca și cum e un bărbat îndoliat, cum ar veni, pierde pe cineva. Ori să desparte, ori să nu fie el care pică într-o cumpănă. Dar depinde și de ce gândește, pentru că văd că joacă un rol important și gândul său, dacă are gând, poate că trebuie să gândească mai limpede, mai clar, sau să nu pună la suflet ceva, poate că aici e o chestiune care ține poate de suflet, ți afectează sufletul când gândești negativ și nu mai vezi negru în fața ochilor și cine știe ce idee nebunească îți vine sau ce faci. Etc. Aici cumva pot fi astfel de situații, dar văd că se pot aplana
Da, e cineva în semn de foc, semn de apă din nou, deci nu are legătură cu drumurile. Orice drumuri face, ori e cineva de la drum, pe drumuri ceva, aici poate pica o cumpănă unui bărbat din semn de foc sau brunet, o persoană poate trecută de 40 de ani, poate pica într-o cumpănă, într-o greutate, într-o neplăcere din cauza unor ambiții, ce gândește. Poate fi și legat de cineva din semn de apă, are legătură cu un semn de apă. Această persoană, etc. Cam asta e din ce pot să spun. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine, ce am văzut de mai puțin bine să evitați să se transforme în energii pozitive, energiile mai puțin pozitive. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!